Prietenilor, alo, Nelson Mondialu, bă, bă, eu, Nelson Mondialu la volanul acestei limuzine selecte BMW, BMW seria 5, 5025 diesel. Vă face un clip în care vă aduce la cunoștință că suntem într-un pericol social. Prietenilor, vreau ca poliția să-și intre în atribuțiuni. Vreau ca populația... Tu le-ai, Doamne, ca măr verde. Au. Populația să se sesizeze, să apese butonul de panică 112, poliția. Când vede ceva sau aude ceva. Vreau ca poliția să nu treacă cu vederea. Părinții voștri să nu treacă cu vederea. Toate anumite chestii care nu se dă nicio importanță. Vreau să aduc la cunoștință fapta comisă de acel elev în America, cumpărându-și o armă letală și mazilind în masă pe colegii lui de clasă. Oameni buni! Acest băiat, elev, siguranță 100%, suferise. Acest băiat a fost agresat. Acest băiat a fost într-o vreme, într-o zi, într-un timp. Mamă, dar eu unde aveți cururi așa? A fost lezat. Nu se știe de cine, cum. Și acum a căutat disperat răzbunare. Și-a găsit răzbunarea în colegii lui. Poate chiar de colegii lui. Poate chiar de colegii lui au fost bajocorit. Și atunci a zis, stai că vă arăt eu cine-i șeful, cine-i jupânul. Mamă, și la asta ce Adidas are cu câine pe ploaie mâncați, așa n-are câine, țigara mână oameni. A crezut cum să ia țigara, a crezut că are funie cu câine. Prietenilor, acest elev o anunțat cu mult timp înainte pe paginile de socializare că vrea să-și cumpere o armă letală. O întrebat cum se folosește, cum se... Deci el o învățat din virtual. Oamenii i-au răspuns, alții l-au întrebat, dar ce vreți să faci cu el? Las că vedeți voi. Deci nu s-a sesizat poliția. Uitați, la noi în România mi-a plăcut. I-a luat pe cuțătarea aia, pe figuranța aia. De-aia cer ca nu care cumva să se întâmple și la noi, să rămână familii îndurerate. Și apoi poate să vină președinți de stat să spună după aia cum s-a întâmplat acum, au mărs John Biden, au mărs Bill Clinton, au mărs ălalalt, au mărs ălalalt, că familiile și din alea, nu. Noi nu ne mulțumim cu, nu ne afectează, nu ne ăsta că am primit mulțumire sau am primit despăgubire. Nu, prietenilor, să nu se întâmple, numai atât intervenții, poliție pe strada asta, ce se întâmplă aici? Deci nu vrem așa ceva și atunci poliția trebuie să se sesizeze pe toți acești infractori virtuali care te amenință. Te iau, te fac, te ăla. Uitați cum a fost la mine. Încă nici acum Tribunalul Cluj-Napoca, Judecătoria Cluj-Napoca, nu și-a făcut datoria. Încă nici acum nu l-a condamnat
cel puțin 5 ani pe acel gunoi care mi-a amenințat familia, Strugurelu, mi-a amenințat familia în fel și chip, 6 luni, un an de zile, cu arme în direct, cu chestii și din alea. Înțelegeți? Și când le-am spus, hai mă Nelson, mi-a dat răspunsul, hai mă Nelson, are ăla curaj să vină. Dom'le, copilul ăla a avut curaj. A avut curaj copilul ăla. Vedeți? A avut. Și-a luat un trancan și-a tras. Deci, de la amenințare până la faptă, e un pas. E un pas. Iar amenințările, când nu se întâmplă de la prima amenințare, nu se întâmplă fapta, ci durează amenințările, cu cât mai mult durează, cu atât se înverșunează mai tare, cu atât intră ura și dușmania mai tare în acea persoană. Iar când face fapta, o face drastică. Drastică. Am venit până aici, Mărăști, că mi-a trimis hațul 500 de lei. Înțelegeți? Mi-a lăsat aici la Penco. N-am avut bani. N-am avut. Înțelegeți? Sunt grele astea. N-am avut. Și m-a simțit că nu am și m-a sunat. Du-te la Penco, în Mărăști, în noiembrie, că ți-am lăsat 500. Și uite-te că am ajuns. Am ajuns. Spun așa, când ies, ies frumos. Când ies, ies frumos. Înțelegeți? Să uite cum stă treaba. Poate dau și ceva jos. Revin. Oameni buni, înțelegeți voi cum stă treaba? Uite, cu inimioare, cu din alea, vedeți? Ia, cu inimioare, ni, capsat, tot, ciudă-ciudă, care ziceți că m-am certat cu Haxul. Ia, hop. Doamne ajută, că tatăneță mondialul. Găina am primit, de astea am. Aș băga acum niște motorină. Să-mi bag motorină acum. De aici de la OMV. Câte mai am? Ia. Mergeți, mă? Mergeți, mă? Îmi bag, mă, în cavaș. Ia să vinem de cât îmi intră. E tatanețou mondialul. Au! Avala! Yo-ho!
Amora, cât e tata? Mi-am luat un croissant. Mi-a fost foame și am amestit un pic. Nu mi-am luat apă. Să știți, prieten, că nu mă ascund, sunt slăbit. Mi-e dor. De vremurile alea. Când pătrun târ-un-câl ID open, trunclin open. Ce Dumnezeu e aia? Nu știu. Trunclin open. Open. Da, prietenilor. Deci poliția ar trebui foarte să iei măsuri întotdeauna când să fac amenințări și chiar și înjurături. Înțelegeți? Ați văzut, intră gunoaiele astea și înjură, te provoacă. Te provoacă. Deci e greu. Ia. Nu-i mai lumea cum era, mă. Pentru că vezi destul de bine că te înjură, cât e un rahat din ăsta care doi bani nu valorează. Deci doi bani nu valorează. Ascultați-mă ce vă spun. Te înjură, te aduce într-o postură de urâtă și uită-te ce-o făcut ăla în America. Dar nu numai ăla, că s-a mai întâmplat. Să las mesaj că i-am luat. S-a mai întâmplat. Înțelegi? Și în alte părți. Ia. Ce? I-am luat, am fost acum, i-am luat. Mersi. Și uite-te cum mergi la pușcărie
Mergi la pușcărie pentru un gunoi stradal. Și atunci poliția trebuie să evite, nu cum au făcut și în cazul meu. Cu acel, nici n-am cuvinte să îi înțelegi, ăla a fost influențat de așa numiți nu șmecheri, că nu șmecheri, tentative care îi dădea să folosească narcotice. Deci îi dădea narcotice, să vedea pe clipurile alea, băutură. Pă voi v-o prostit, că asta meritați, de aia Dumnezeu vă dă, așa, vă dă Dumnezeu după inima voastră, v-o prostit cu valizuța aia de scule. Un an de zile îi dădea așa niște bani ca să arate lucrătorii ăia alți. Mă înjura, mă amenința familia, iar voi râdeați și l-aplaudați. Dumnezeu vi le dă. Și poliția, în loc să coopereze cu poliția din Irlanda, nici nu e interesat. Eu cred că și poliția avea dușmănie pe mine și aștepta să fac pasul ăla, înțelegi, de răzbunare și după aceea să-mi trag pedeapsa. Exact cum noi intervenit poliția când a fost Oconașul la emisiunea aia de 2 lei condusă de, ați văzut, și Burlăcița are filmuleță pentru adulți și asta care stătea cu Lobo, înțelegeți? Trebuiau să acționeze în momentul când a ieșit acele convorbiri, când s-a demonstrat din convorbirile alea că ei foloseau narcotice în platou emisiunii, chiar și în hotel acolo în Turcia. Dar n-au făcut poliția nimic. Atât ce s-a întâmplat, că l-am sunat pe Sabah și i-am dat filmările și tăi și au zis, te rog frumos, nu așa, 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 părinconci, că îi trimit acasă. Și i-au trimis acasă pe aceste. Da, prietenilor, eu vreau ca să se rezolve aceste chestii, pentru că nu vorbesc eu la mine. Vorbesc la alții, vedeți ce se întâmplă. Te prind, te fac, te drec, te ascund, te dă asta, te... Înțelegeți? Domne, feri. Nu se poate, domnilor. Suntem civilizați, suntem într-o ăsta. Uite, ai ceva de rezolvat. Uite, cum a mers Iancu cu Ricardo. A mers și l-a rezolvat. Ai ceva de rezolvat? Uite cum o mărzi Iancu cu Pleșa, nu cu Pleșa, cu ăla, Neveu. Și l-a rezolvat. Înțelegeți? Uite, ăștia au dat dovadă de bărbăție. Chiar dacă ai pierdut, te-ai dus, domnule, intră, te-ai rezolvat. Dar acum n-ai cum să... Asta înseamnă că meri? Mamă, ce mașini au ăștia, mă, mâncați, aș Dumnezeu și-o trăcut cu scorbaciul ăsta.
Mergi dacă să zic că am eu de rezolvat cu unul care e trei ori cât mine, ce să rezolv că la mă și lucră. Înțelegi? De aia nu poți cu toți să rezolvi. Prietenilor, tata Nețo Mondialu așteaptă ca poliția să activeze. Să activeze, să-și facă datoria. Vă rog frumos, luați-i și umflați-i pe ăștia care ne-au. Oricum moare de ciudă ăștia, moare de ciudă. Moare de ciudă că își mecher cu legitimație. Eu nu vreau să zic mai multe. Înțelegi? Bob Nelson Simone. Ați înțeles? Eu nu vreau să zic mai multe. Da. Prietenilor, în continuare vă urez o săptămână plină de bucurii și fapte bune. Da? Țucul. Auto.